Mirela Vaida trece prin clipe dificile când a aflat că Miruna, o tânără de 19 ani dintr-un ansamblu folcloric din Bacău, cu care colaborează, a trecut printr-un accident rutier cumplit. Prezentatoarea de la Acces Direct a făcut o postare pe rețelele de socializare în care cere ajutorul fanilor săi. A avut doar cuvinte de laudă față de tânără, menționând că situația este una critică fiindcă se zbate între viață și moarte. Totodată a menționat și modalitățile prin care se pot dona bani pentru a fi salvată. Miruna a fost implicată într-un accident rutier grav, iar starea ei este gravă. A suferit o fractură de coloană cervicală, iar în urma impactului este afectată plura plămânilor. Se află internată la Spitalul Clinic de Urgență, profesor Dr. Nicolae Obludiniaș, la secția de terapie intensivă. Cheltuielile medicale sunt destul de mari pentru familia tinerei, de aproximativ 1500 de lei pe zi. Din acest motiv, Mirela Vaida a făcut apel la bunătatea fanilor săi pentru a putea fi salvată.